Bună dimineața! Pe 1 iunie, dragi moldoveni, am scris împreună istorie. Întreaga Europa a venit la noi acasă pentru a confirma că Moldova este importantă și are loc în rândul țărilor importante, puternice, libere ale lumii. Pentru a ne sprijini să îndeplinim aspirațiile cetățenilor noștri de a trăi în pace și bunăstare, de a aduce Uniunea Europeană aici, acasă. Evenimentul din 1 iunie nu vine din noroc, vine din fermitatea cu care ne-am apărat democrația și libertatea și din credința noastră că Moldova va reuși. Am avut încredere în Moldova și în aceste zile toată Europa a arătat că are încredere în Moldova. Summitul Comunității Politice Europene, la care au participat 49 de președinți, prim-ministri, înalți oficiali europeni, a pus Moldova în centrul Europei și a arătat lumii întregi că noi, moldovenii, putem face orice ne propunem și că suntem mândri de țara noastră. Vă mulțumesc mult pentru onoarea cu care ați reprezentat Moldova oriunde v-ați afla. Vă sunt recunoscătoare tuturor. Diplomați, ofițeri de securitate, drumari, muncitori, agenți de circulație, polițiști, carabineri, însoțitori de tren, conductori, medici, bucătari, jurnaliști, fotografi, traducători, florari, soldați, contabili, ospătari, responsabili de curățenie și salubritate, tehnicieni, șoferi, artiști, videografi, regizori, comunicatori, funcționari publici, bulboceni, chișinăuieni, moldoveni de pretutindeni, tuturor celor care ați făcut în aceste zile o Moldovă europeană. Am arătat lumii și ne-am arătat nouă înșine că avem oameni bine pregătiți, harnici, care știu să facă lucrurile așa cum trebuie. O familie cu care ne mândrim. Moldova toată. Comunitatea politică europeană a fost creată la inițiativa președintelui Franței, Emmanuel Macron, în 2022, ca urmare a începerii de către Rusia a războiului contra Ucrainei. Comunitatea este o platformă de dialog pentru toate țările de pe continentul nostru. Pe această platformă, odată la jumătate de an, conducătorii statelor UE și non-UE se adună și discută probleme comune majore, modalități de a face față consecințelor războiului care ne afectează pe toți, evitarea altor conflicte pe continent și restabilirea păcii. Viitorul nostru este cuprins de incertitudini. Nu putem controla toate evenimentele, iar destinul Moldovei depinde de alegerile pe care le facem zilnic. Totuși, evenimentul care a adus toată Europa în Moldova ne-a arătat câteva certitudini legate de țara noastră. 1. Moldova este un partener respectat de toate țările europene. Moldovenii sunt tratați cu stima și de la egal la egal pentru ceea ce suntem. Un popor demn, omenos și liber. Despre Moldova se scrie cu apreciere în presa internațională. Nu mai suntem țara despre care se scrie doar când se întâmplă ceva rău. Găzduirea summitului este un semnal clar că Moldova este importantă pentru Uniunea Europeană și pentru alte țări de pe continentul nostru și că vocea noastră contează. Într-o perioadă relativ scurtă, noi, toți împreună, am reușit să îmbunătățim considerabil imaginea țării noastre în lume. Moldova nu mai este văzută, ca acum câțiva ani, drept un loc obscur unde grupările criminale își împart averea statului. Moldova nu mai este văzută drept o țară care se lasă batjocorită de Kremlin. Moldova este o țară apreciată pentru generozitatea oamenilor ei, pentru curajul și capacitatea lor de a face față unor situații dificile
și de a merge înainte cu fruntea sus. Moldova este percepută drept viitoare membră a Uniunii Europene. Această imagine înnoită a țării noastre ne va ajuta să aducem mai multe investiții, să dezvoltăm relații comerciale cu alte țări, să creștem exporturile și, respectiv, să creștem numărul locurilor de muncă și veniturile oamenilor noștri. 2. Moldova este în siguranță alături de prietenii țării noastre. Moldova nu este singură în fața greutăților și pericolelor cu care se confruntă. Am primit puternice mesaje diplomatice de susținere. Liderii europeni spun răspicat că Moldova nu este singură, că viitorul nostru este în Uniunea Europeană. În zilele summitului a fost anunțată lansarea misiunii de parteneriat UE la Chișinău. Această misiune va ajuta instituțiile noastre să-și consolideze capacitățile de gestionare a crizelor și va contribui la sporirea rezilienței țării la amenințările hibride, inclusiv în ceea ce privește securitatea cibernetică și contracararea acțiunilor străine de dezinformare. De asemenea, Uniunea Europeană va sancționa persoanele care vor să destabilizeze Moldova și pun în pericol stabilitatea și securitatea țării noastre. Persoanelor introduse pe lista de sancțiuni li se va restricționa circulația, iar averile și banii lor în țările UE vor fi blocați. La sancțiunile UE s-a alăturat și Norvegia, iar pe 1 iunie au fost anunțate sancțiuni din partea autorităților canadiene. Toate aceste state ne ajută să-i oprim pe cei care vor să destabilizeze Republica Moldova și să ne blocheze viitorul. Uniunea Europeană ne ajută să sporim capacitatea de apărare și să modernizăm armata noastră. Prin intermediul instrumentului european pentru pace, în valoare totală de 87 milioane euro, în aceste zile, Moldova a primit prima donație de echipamente moderne pentru sistemul de apărare. Suplimentar, Polonia a anunțat o donație de șase avioane cu echipamente de protecție, cum ar fi căști, veste și tehnică de ultimă generație, pentru a ajuta Ministerul Afacerilor Interne să asigure ordinea și securitatea publică. De asemenea, în aceste zile, Ungaria s-a alăturat altor donatori la Fondul de Încredere NATO pentru Moldova, cu o contribuție de 300.000 de dolari, fond care va fi folosit pentru întărirea capacităților de apărare a țării noastre. Le suntem recunoscători tuturor țărilor care contribuie la liniștea și pacea din țara noastră. În aceste zile, cerul nostru a fost protejat de orice pericol de către forțele aeriene ale partenerilor noștri. Anume, aceasta înseamnă să ai prieteni, parteneri alături pe care te poți baza și care nu te lasă la nevoie. Așa ne vedem viitorul. Unul în care toți copiii Moldovei sunt în siguranță. Își trăiesc copilăria sub un cer protejat și nimeni nu se teme. 3. Moldova este tot mai conectată. Un beneficiu concret al legăturilor noastre strânse cu UE este faptul că moldovenii vor putea fi mai aproape de cei dragi și vor putea vorbi la telefon mai ieftin și mai des. Tarifele la roaming cu Uniunea Europeană vor fi reduse semnificativ din 1 ianuarie 2024. De asemenea, în cadrul summitului, am convenit cu președintele Ucrainei, domnul Zelenski, că în cel mai scurt timp va fi semnat acordul bilateral pe construcția podului Cosăuți-Iampil. 4. Moldova beneficiază de sprijin concret pentru a face față crizei energetice. Pe 1 iunie, prim-ministrul Norvegiei a anunțat că ne oferă o donație de aproximativ 50 de milioane de euro pentru ca să putem cumpăra gaze naturale. Moldova deja a început să cumpere gaz mai ieftin și ar trebui să vedem în cel mai scurt timp reducerea tarifului pentru consumatorii de gaze. 5. Moldova se ridică și merge pe calea dezvoltării. Uniunea Europeană și partenerii europeni și-au reafirmat angajamentul de a ne sprijini în continuare pentru ca noi să putem îmbunătăți viața oamenilor, să beneficiem de resurse și ajutor
ca să creștem bunăstarea acasă. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că planul de dezvoltare economică și investiții destinat Republicii Moldova, inițiat în iunie 2021, va crește de la 600 milioane la 1,6 miliarde euro. Respectiv, țara noastră va putea să participe la mai multe programe destinate sectorului privat și proiectelor investiționale. Amintesc că acest program se realizează prin intermediul instituțiilor financiare europene, precum BERD și BI, și presupune o gamă largă de instrumente, împrumuturi, garanții, acoperirea riscurilor și donații. Aceste resurse reprezintă oportunități pentru companiile noastre și vor contribui la dezvoltarea economiei. Îi mulțumesc președintelui Franței Macron, care a propus organizarea summitului Comunității Politice Europene în Republica Moldova, și președintelui Consiliului European Michel pentru că a susținut această propunere. Îi mulțumesc președintelui Iohannis pentru ajutorul enorm în organizarea summitului. Le mulțumesc statelor care au asigurat securitatea aeriană a țării. Mulțumesc Republicii Cehe pentru susținerea oferită și la cel de-al doilea, pentru ca și cel de-al doilea summit să fie unul de succes. Evenimentul organizat de Moldova pe 1 iunie a demonstrat că aderarea Moldovei la Uniunea Europeană este tot mai aproape și aduce beneficii concrete oamenilor. Doar în familia europeană putem fi siguri de stabilitatea și pacea din țara noastră. Vocea noastră contează când se iau decizii importante, iar calea pe care am ales-o, calea europeană, are susținerea țărilor Uniunii Europene. Aceasta este direcția pe care au cerut-o într-o voce cei aproape 100.000 de cetățeni care au participat la adunarea Moldova Europeană, și o cer moldovenii de acasă și din diasporă în fiecare zi, prin alegerile pe care le fac și prin valorile pe care le urmează. Aceasta este direcția pe care am solicitat-o la summitul de la Bulboaca, de la toți liderii Uniunii Europene. Aceasta este direcția pentru care vom munci în următorii ani. Trebuie să muncim împreună, consecvent, pentru a reuși să deschidem cât mai curând negocierile de aderare cu Uniunea Europeană. Să depunem toate eforturile necesare, fiecare acolo unde se află, instituții și cetățeni, pentru a moderniza infrastructura, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor de sănătate și educație, pentru a îmbunătăți calitatea mediului în care trăim și a crește nivelul de trai al tuturor. Avem în față un drum clar, știm unde mergem, vrem să construim Moldova Europeană acasă. Pentru a reuși, avem nevoie de unitate, de alegeri înțelepte și de foarte multă muncă. Suntem pe drumul cel bun și sunt convinsă că vom reuși, pentru părinții noștri și pentru copiii noștri. Avem toate motivele să avem încredere în țara noastră, în oamenii noștri și în capacitatea noastră de a construi acasă Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Avem și o întrebare. Doina Onofrei, de la Jurnal TV. Siguranța în ziua summitului a fost asigurată de NATO și a fost un proces complex, ne-am simțit în siguranță. Eu, ca jurnalist, nu pot să nu apreciez faptul că a fost anunțată crearea unei noi misiuni, care are drept scop asigurarea, să contribuie la consolidarea capacităților de gestionare a crizelor, inclusiv cele hibride și cibernetice. Cum exact va fi implementat acest proces, cine dintre autorități se va ocupa și cât timp va dura implementarea acestui proces? Mulțumesc! Misiunea Uniunii Europene este aici pentru perioada de care avem nevoie și această misiune va lucra cu mai multe instituții, va lucra cu Ministerul de Interne pentru a crește capacitățile și pentru ca să putem asigura, oferi siguranță cetățenilor în fiecare zi. Pe securitatea cibernetică se va lucra cu guvernul și cu instituția care va coordona toate eforturile guvernului
pentru asigurarea securității cibernetice, dar și cu celelalte instituții, fiecare minister în parte, fiecare instituție a statului este implicat în acest proces, pentru că nu vrem să ajungem în situația în care este dată peste cap, nu știu, activitatea Inspectoratului Fiscal sau activitatea Ministerului Protecției Sociale, orice altă instituție care trebuie să poată să presteze servicii în regim curent, ori aceste atacuri cibernetice știm că sunt menite, au obiectivul să paralizeze activitatea unor instituții. Deci, din această perspectivă, se va lucra cu fiecare instituție în parte și, în special, cu instituția care va coordona toate eforturile de consolidare a securității cibernetice. Această misiune va lucra împreună cu Guvernul pentru a identifica riscurile majore și, respectiv, a veni cu măsuri concrete care să combată aceste riscuri, să le reducă. Lubov Plămădeală, TV8, publicația engleză Politico notează că Marea Britanie va începe negocieri cu Republica Moldova pentru a ne întoarce o parte din migranții care le provoacă acolo probleme. Vrem să știm dacă am început astfel de discuții și despre câți migranți ar fi vorba, dacă sunt astfel de cifre. Mulțumesc! Această întâlnire a avut loc cu domnul prim-ministru, deci dumnealui poate să vă ofere mai multe detalii, dar vreau să menționez că este vorba despre migrația ilegală și bineînțeles că noi nu sprijinim migrația ilegală. În același timp, aceste discuții se vor purta pornind de la interesul cetățenilor noștri și așa cum am făcut până acum, așa vom face și de acum încolo, vom insista pe drepturile cetățenilor noștri și vom reprezenta cetățenii noștri. În general, evident că nici noi nu sprijinim migrația ilegală. Nadia Mihuță, TV Moldova, ați menționat și dumneavoastră că Uniunea Europeană va sancționa mai mulți politicieni și foști politicieni. Iată să ne spuneți de ce Platon nu a fost inclus în această listă sau Chișinău nu a cerut asta? Această întrebare trebuie adresată Uniunii Europene. Vreau să spun doar că această listă este una deschisă. Deci, în momentul în care apar probe suplimentare despre acțiunile curente ale unor persoane care participă la acțiunile de destabilizare, care vor să creeze, deci să atragă Republica Moldova în război, aceste persoane riscă să ajungă în această listă. Deci este un proces curent. În momentul în care se adună probe, aceste probe sunt transmise instituțiilor europene, instituțiile europene examinează și iau decizii. Bună ziua, Daniela Andreev, ProTV. Doamna Sandu, au trecut deja 3 săptămâni de când au fost alegerile din Găgăuzia, câștigate de candidatul Partidului Șor. După aceste alegeri au fost acolo și anumite încercări de a impune autorităților centrale niște condiționalități. Cine a impus și ce condiționalități? Mă refer la acea adunare a deputaților de acolo din regiune, cu amenințarea că vor face un anumit referendum referitor la statutul regiunii. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, pentru că urmează să o confirmați în funcție de membru al guvernului pe Eugenia Guțul, dacă veți face acest lucru, având în vedere toate aceste probe referitor la finanțarea campaniei din partea unei grupări criminale organizate. Oamenii din Republica Moldova în aceste 3 decenii au demonstrat cât de mult țin la democrație. Oamenii noștri au reușit să protejeze, să salveze democrația în cele mai grele timpuri. Respectiv, în această țară, noi respectăm democrația și respectăm alegerea oamenilor. În același timp, democrația înseamnă și respect pentru lege. Și toată lumea trebuie să respecte legea, mai ales cei care sunt într-o funcție publică, cei care au beneficiat de votul cetățenilor. Asta este mesajul meu și cei care au fost aleși trebuie să lucreze pentru interesul acestui stat și nu pentru interesul unor grupări criminale. Госпожа президент, Николай Станов, Резонтова. 2 вопроса. Первое. Саммит масштабное, большое мероприятие, которое привлекло много внимания. И оно наверняка очень дорого обошлось Республике Молдова. Сколько денег
хотя бы примерно ушло на организацию саммита, сколько денег из бюджета было выделено и были ли выделены средства от наших коллег из ЕС. И второй вопрос, если можно, вы сегодня выражали благодарность в том числе и журналистам, которые освещали это мероприятие, но часть журналистов молдавских на это мероприятие не попали, они не получили аккредитацию. С чем это было связано? Pe buget. În momentul în care Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene are toate detaliile, o să-l facă public, ca întotdeauna. Noi suntem transparenți. Au existat și anumite costuri care au fost acoperite de către Consiliul Uniunii Europene. În același timp, vreau să vă spun cu toată certitudinea, chiar dacă încă nu există suma finală și cred că în următoarele zile, până la sfârșitul săptămânii, sper că acest buget va fi publicat, vreau să vă spun cu toată certitudinea că beneficiile depășesc cu mult costurile acestui summit. Deci vă rog să avem cu toții această înțelegere, să fie foarte clar. În rest, rog Ministerul de Externe și Integrare Europeană, în momentul în care are datele finale, să le publice ca să fie transparență. La acest summit au fost acreditați peste 700 de ziariști. A fost un efort extraordinar pentru ca să putem să le oferim tuturor acest spațiu și respectiv asta a însemnat că nu am putut să acredităm toți ziariștii din Republica Moldova. În schimb, toate imaginile, toate informațiile au fost făcute publice pentru toți și nu vedem cum asta ar fi afectat dreptul, accesul ziariștilor din Republica Moldova la informație. Vă mulțumesc! Nu, e, наверное, у меня уже последний вопрос. Практически ответили на все мои. У меня чисто такая, знаете, вот возникла ассоциация с тем, что вы сейчас вот говорили. У меня вопрос. Боррель, фон дер Ляйен, они увидели граждан Молдовы в Бульбаке, в Кишиневе? Мы друг друга не видели. Они не задавали вам вопрос, а где люди? Где? Хайдете себе эксплик. Încă o dată, dacă nu s-a înțeles din prima. Acest summit nu este summit pentru Cehia, pentru Moldova sau pentru Spania, unde va fi următorul summit. Acest summit este o platformă unde liderii tuturor țărilor de pe continentul nostru se pot aduna ca să discute subiecte tare importante, pentru ca să putem să găsim soluții comune la crizele cu care ne confruntăm, ca să putem face mai bine față consecințelor războiului pornit de Rusia împotriva Ucrainei. Acesta este un summit pentru lideri. Atunci când liderii vin în Republica Moldova, fără populație, da, atunci când liderii vin în Republica Moldova, pentru Republica Moldova, ei merg, câțiva dintre ei au reușit, care au reușit să vină mai devreme, merg și vorbesc cu oamenii, văd proiectele la care contribuie țările sau instituțiile pe care le reprezintă. Acest summit a fost un summit al liderilor comunității politice europene. Vă rog să fie foarte clar acest lucru. Este adevărat că avem și beneficii pentru Republica Moldova, tocmai le-am menționat, cele care s-au întâmplat în perimetrul acestui summit. Dar altfel, vă rog să citiți încă o dată descrierea acestei platforme, ce presupune ea, este o platformă în care se adună liderii pentru a discuta probleme foarte stringente pentru toate țările noastre. Altfel, o să continue vizitele externe, o să continuă să vină prietenii noștri, liderii țărilor din Uniunea Europeană sau din alte țări decât Uniunea Europeană și, iată, la aceste vizite se organizează și întâlniri cu societatea civilă, cu presa sau într-o localitate sau alta atunci când acești lideri vor să meargă să vadă proiectele pe care le susțin țările lor. Ultima întrebare. Vă mulțumesc și vă urez o zi bună!